Salut, prieteni, sunt Costi Matei și bine v-am găsit! Azi o să prezint în acest tutorial cum se poate cumpăra moneda Digibit pe Poloniex, acest exchange unde prețul este destul de bun și tranzacțiile care se fac pe acest exchange ne oferă posibilitatea de a achiziționa această criptomonedă, Digibit sau DGB, cu Bitcoin. Este singur exchange unde se poate cumpăra la un preț bun această monedă. O monedă care a început să devină din ce în ce mai atractivă, iar în ultima perioadă și prețul a început să, să crească. Investiția în market cap sau capitalizarea acestei criptomonede, o să vedem imediat, DGB să scriem, Digibit, vedeți, este deja 0,014 dolari sau 1,4 la 1,55 în creștere, da? Aici vedem evoluția ei. În ultimele 10 zile deja a început să să crească ca și preț. Iar dacă ne uităm la capitalizare, a depășit sau se apropie de 160 de milioane de dolari sau 49.000 de bitcoin investiți. Numai astăzi, s-a investit peste 2 milioane 600 de dolari sau 654 de bitcoin. De ce prezint această criptomonedă? Pentru că o putem folosi într-o altă platformă care ne va aduce un beneficiu de 1% pe zi sau 145% timp de 3 luni. Acea platformă o prezint într-un alt tutorial. Acum doar vreau să vă arăt cum se tranzacționează această monedă. V-am spus, numai cu Bitcoin se poate cumpăra. Așa că eu mi-am transferat aici Bitcoin în valoare de 100 de dolari aproape. E 0,022 de Bitcoin. O să merg la exchange. Eu deja am setat-o. La voi nu se să apară dacă nu o găsiți în primă fază mergeți aici la filtru, scrieți DGB și vedeți, vă apare imediat această monedă. Vă aceea dați click pe ea și aici, în partea stângă, apar tranzacțiile. Da? DGB, Bitcoin. Dacă vă grăbiți și vreți să cumpărați imediat criptomoneda, ca să nu așteptați, este suficient să mergeți aici la vânzare, unde în acest moment se vinde cu 316 satoshi, dați click pe ea. Alegeți toată suma, de exemplu, care aveți în Bitcoin ca să cumpărați criptomoneda Digibit sau anume o anumită parte, eu o să cumpăr tot ce am aici, pentru cei 2.250.000 de satoshi, Revinem în momentul ăsta dacă vând cu 316, 720 de monede de GB. Dacă dau click buy, se vor cumpăra instant. Dacă vreau totuși să mai aștept sau să pun un preț mai mic, pot folosi varianta schimbării aceste valori în una mai mică. Nu știu, să zicem 310 satoshi. Clar, va reveni un pic mai multe monede, dar va trebui să aștept. Dacă dau click, bai, hai să și fac treaba asta, să vedeți. Ok, sunt de acord. Se va vinde când va ajunge la 310 satoshi. Până atunci va fi în așteptare. Aici, da? până la atinge acel preț. Bun, acum o să renunț, cancel. O să pun exact cu cât se cumpără în acest moment, 314. Iar din acest moment aștept confirmarea acestui ordin, care îl găsim de asemenea aici jos, pentru că Vedeți? Se vinde cu 316, da? Și eu am pus la, la un preț de 314 prețul de cumpărare în acest moment. Cu siguranță se va găsi cineva care va cumpăra la 314. Asta va dura, nu știu, 15 minute, 2 ore, 24 de ore, depinde de fluctuația pieții. De aceea e bine să urmăriți un pic cum, uh, cum evoluează prețul, da? Pentru că s-ar putea să înceapă să crească, iar uh, ce a stabilit voi în ordin să rămână mult în urmă și să nu le puteți vinde. Bun, o să dau cancel pentru că vreau să fac operațiunea care v-am explicat-o mai înainte. Vreau să trimit aceste monede într-o platformă care mă oferă zilnic de la 1% până la 1,3-1,4% câștig. Înainte era avantajos și Polonix, să putea face lending cu Dogecoin, era un procent destul de bun, acum nu mai este rentabil, Asta cumpăr la prețul care este în momentul acesta, cu 316, punem suma, 7120, click buy, ok. Și operația s-a executat, în acest moment a 8.516, digibit, o să merg din nou la balanță de pozit și retrageri. Aici sunt cele 8500 de monede de Pentru a le transfera este suficient să mergem la Windrow. Aici vă adăugați adresa unde trebuie să trimiteți mai jos. Adăugați suma care vreți să o trimiteți după aceea click cu Windrow. Ok. Cam atât despre cum se cumpără criptomoneda de GB pe Polonix. Este singur exchange care oferă un preț bun și la vânzare și la cumpărare. Mai există alte două, trei exchange dar acolo, cum tranzacțiile sunt mai puține și prețul este mai mic. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, nu uitați să dați un like, să distribuiți acest tutorial dacă v-a plăcut. La revedere!